ziua! Eu sunt Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Astăzi continuăm să discutăm despre justiție și drepturile omului cu un subiect despre cariera judecătorilor în Republica Moldova. Mai exact, vom analiza dacă avem sau nu un sistem de numire și promovare a judecătorilor în bază de merit și dacă încă nu-l avem, ce trebuie de făcut. Am ales acest subiect pentru că este un subiect esențial pentru asigurarea independenței și profesionalismul justiției, de care avem atât de mult nevoie toți locuitorii acestui stat. Un sistem de selectare și promovare în funcția judecătorilor în bază de merit este acela care permite intrarea și promovarea în sistem doar a candidaților profesioniști și integri, fără influența relațiilor personale sau a corupției. Acest lucru presupune niște criterii clare și un sistem transparent de apreciere a cunoștințelor și abilităților candidaților în baza acestor criterii. În Republica Moldova, judecătorii, atunci când sunt admiși în sistem, inițial sunt numiți pe un termen de 5 ani. Abia după expirarea acestui termen de 5 ani, trec un nou filtru, iarăși la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM în continuare, și sunt numiți în funcție de președinte până la atingerea plafonului de vârstă, adică până la pensie. Acest termen inițial de 5 ani este de fapt o rămășiță a legislației comuniste și este mai degrabă un test de loialitate față de sistem. Judecătorii nu trebuie să fie numiți pe perioade scurte și să stea cu teama că nu vor mai fi reconfirmați în funcție de cauza unei hotărâri incomode cuiva. Avem acum un proiect de lege înregistrat în Parlament de modificare a Constituției care anulează acest termen inițial. Proiectul de lege trebuie adoptat cât de curând posibil, în special având în vedere alegerile parlamentare din toamnă. Proiectul respectiv odată deja a fost ratat pentru că nu a fost promovat la timp și în final nu a întrunit numărul necesar de voturi. Un alt element important al independenței justiției ține de modalitatea de selecție și promovare în funcție. Legislația modificată în 2012 a creat Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor, în continuare Colegiul de Selecție a Judecătorilor, care este un organ din cadrul CSM pentru a evalua candidații la funcția de judecător sau cei care vor să fie promovați. Colegiul acordă punctaj fiecărui candidat. Ulterior, cu acest punctaj, candidatul merge la concursurile organizate de CSM, fie pentru selectarea noilor judecători, fie pentru promovarea judecătorilor în instanțe superioare sau în funcții administrative din cadrul instanțelor de judecată. Pentru numirea în funcție, fiecare judecător trece 4 trepte. Prima, instruirea sau examenele de absolvire în cadrul Institutului Național al Justiției, INJ. A doua, evaluarea de către Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor. 3. Interviul și propunerea de numire de către CSM. Și 4. Numirea de către președintele țării. Concursul și punctajul acordat de Colegiul de Selecție, care ia în considerație rezultatele studiilor sau examenului la INJ, sunt cele mai importante elemente pentru ca în sistem să ajungă cei mai buni candidați. Practica însă nu arată deloc bine. Spre exemplu, între ianuarie 2013 și mai 2017, CSM a propus în funcție numirea a 150 de candidați. Dintre aceștia, doar 115 sau 77% au fost selectați în urma concursurilor la care au participat mai mult de un candidat. Iar 23% au fost selectați în urma concursurilor cu un singur candidat, adică fără concurență, care de fapt nu este concurs. Și cel mai problematic aspect, din cei 115 judecători selectați în urma unui concurs la care au participat mai mult decât un candidat, cel puțin 72% dintre candidați sunt cei care au obținut de fapt un punctaj mai mic la Colegiul de Selecție decât ceilalți candidați. Ei au fost aleși de CSM fără a fi oferită o justificare din partea membrilor CSM. Și de fapt reiese că rezultatele studiilor la INJ și examenul promovat în fața Comisiei de Absolvire a Institutului
Evaluarea detaliată de către colegiul de selecție nu a contat pentru 72% din candidați care au fost propuși de CSM pentru numirea în funcție de judecători. A contat doar discreția membrilor CSM. Promovarea judecătorilor, adică promovarea într-o instanță superioară sau într-o funcție administrativă, la fel presupune un proces destul de complex, cu 4 etape pentru candidații care vor să fie promovați. Altfel spus, aceștia trebuie să treacă prin următoarele. 1. Evaluarea de către Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, deci un alt organ în cadrul CSM. Evaluarea de către Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor. 3. Interviul și propunerea de către CSM și numirea de către președintele țării, asta în cazul numirilor la curțile de apel, sau de către Parlament în cadrul numirilor pentru judecătorii la Curtea Supremă de Justiție. Iarăși, practica din 2013-2017 arată că din 55 de candidați propuși de CSM pentru promovare la curțile de apel, 17 au fost selectați în baza concursurilor cu un singur candidat, iar din restul 38 promovați, aproape jumătate au avut un punctaj mai mic decât contra candidații lor. Lucrurile stau un pic mai bine la CSJ cu privire la numărul de participanți la concursuri, și anume, în aceeași perioadă, pentru numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă au fost propuși 12 candidați. Toți au fost aleși în urma unui concurs la care a participat mai mult de un candidat. Dar, partea proastă, 5 din cei 12 au avut punctaj mai mic decât contra candidații lor. Asemenea, practici promovează legăturile non-formale în detrimentul activității corecte, mai ales că evaluările colegiului de selecție și ale colegiului de evaluare a performanțelor sunt ignorate. Și din păcate, datele din ultimii 5 ani confirmă această tendință descurajatoare în mediul judecătorilor. Spre exemplu, din 2013 se observă un interes foarte mic din partea judecătorilor de a participa la concursuri pentru funcții administrative în cadrul celei mai înalte instanțe din țară, adică Curtea Supremă, la funcția de președinte sau vicepreședinte sau vicepreședinți de colegii. Spre exemplu, din 2013 până în 2018 au avut loc cel puțin 15 concursuri pentru funcțiile administrative în cadrul Curții Supreme. În 5 din aceste cazuri, în aceste concursuri, nu a fost depusă nicio cerere de participare, adică nimeni nu a dorit să participe la acele concursuri. La 2 concursuri, candidatul care a participat, iarăși doar un candidat, nu a întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM, fără să fie dată vreo explicație din partea membrilor. Și în 8 cazuri a participat doar un singur candidat și CSM a numit acel candidat. Acest lucru se referă, spre exemplu, și la numirea președintelui CSJ, inclusiv ultima numire din mai 2018. Altfel spus, între 2013 și iunie 2018, nu am mai văzut competiție pentru numirea la cele mai prestigioase funcții din sistemul judecătoresc și acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri. Acum se desfășoară un concurs pentru una din funcțiile de vicepreședinte a CSJ, la care s-au înscris mai mulți candidați. Este încurajator faptul că există competiție, ceea ce ar trebui să crească și calitatea alegerii finale. Un alt aspect ține de modalitatea de organizare a concursurilor pentru numirea sau promovarea judecătorilor. Deși modificările legislative din 2012 trebuiau să schimbe lucrurile, CSM a continuat să organizeze concursuri pentru fiecare funcție anunțată vacantă în parte. Spre exemplu, în perioada dintre ianuarie 2013 și mai 2017, în medie, au fost organizate câte 6 concursuri pe lună pentru numirea și promovarea judecătorilor. În total, undeva 320 de concursuri. O asemenea abordare nu permite o planificare adecvată nici pentru candidați, dar nici pentru CSM. O abordare de acest fel nu creează previzibilitate și claritate pentru societate, ci facilitează mai degrabă oportunități de abuz. Mai mult, deseori același candidat a fost respins la un concurs pentru o instanță
și admis la un concurs la altă instanță la o diferență de una, două luni, fără vreo motivare. Un asemenea sistem este destul de descurajant atât pentru judecători, cât și ridică semne de întrebare pentru un observator rezonabil din afară. O altă practică ce ridică multe semne de întrebare este participarea unor membri ai CSM la concursuri de promovare în funcție sau transfer în instanțele mai solicitate în timpul mandatului membru CSM. Deși legea nu le interzice acest lucru, astfel de concursuri provoacă suspiciuni. De ce? Pentru că atunci când participă un judecător din afara CSM și unul din CSM, oare cât de obiectivi pot fi colegii membri CSM? Nu este oare prea mare tentația de a susține colegul și colega de alături? Pe lângă obiectivitatea concursurilor, asemenea promovări ridică și întrebări de eficiență. Ori, până acum, niciun membru CSM care a fost promovat în timpul exercitării funcției de membru CSM nu a părăsit Consiliul pentru ca să continue activitatea în calitate de judecător la instanța unde a fost promovat sau transferat. În realitate, funcțiile lor au continuat să fie vacante, așteptând finalizarea mandatului acestora. În contextul în care, de ani de zile, volumul mare de lucru a judecătorilor rămâne a fi o problemă acută în Republica Moldova, asemenea practici nu ar trebui să existe. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care vine cu mai multe soluții la problemele ridicate astăzi. Spre exemplu, proiectul de lege stabilește mult mai clar criteriile și modul de selecție a judecătorilor, dând prioritate criteriilor obiective. Între timp, și Consiliul Superior al Magistraturii a modificat criteriile de selecție, eliminând mai mult din discreția evaluărilor colegiului de selecție. Proiectul de lege, de asemenea, prevede modificări importante cu privire la organizarea concursurilor, și anume, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să organizeze concursuri de două ori pe an pentru toate funcțiile vacante din sistem, dând prioritate candidaților cu un punctaj mai înalt. Proiectul de lege, de asemenea, interzice participarea la concursuri a membrilor CSM din rândul judecătorilor, precum și a judecătorilor detașați la Institutul Național al Justiției și Secretariatul CSM. Acestora li se interzice să candideze la concursurile organizate de CSM și în timp de 6 luni după încetarea calității de membru sau expirarea termenului pentru care a fost detașat. Proiectul de lege a fost înregistrat la 5 iunie la Parlament și dezbătut cu prioritate, fiind adoptat la 19 iulie 2018 în a doua lectură. Textul final al proiectului de lege încă nu este disponibil, dar din dezbateri reiese că propunerile importante despre care am discutat astăzi, cu privire la criterii mai obiective, concursuri periodice și interzicerea promovărilor în timpul mandatului membrilor CSM și INJ, au fost acceptate. Acum avem niște premise de îmbunătățire. Acestea însă urmează a fi aplicate corect și cu bună credință în practică de către, în primul rând, de către Consiliul Superior al Magistraturii. O legislație bună nu ajută cu nimic dacă nu există o voință și o bună credință la aplicarea ei. Dar de un sistem corect, bazat pe merit și transparent de numire și promovare în funcția judecătorilor, au nevoie nu doar judecătorii, dar noi, justițiabili, pentru a avea încredere că în sistemul judecătoresc sunt numiți și promovați doar judecători care merită. Avem nevoie de siguranța că judecătorii nu depind de discreția unui sau alt coleg din CSM, ci sunt evaluați și promovați strict în baza activității corecte și în baza legii. Doar așa vom avea încredere în justiție și în domnia legii.